Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, nu cred că era ieri, n-am participat la discuție sau... Ba da, eram, dar nu, mie nu vine să cred că încă mai... Și azi este practic aceeași... Măi, piesa în heavy rotation, ieri a fost în alt interval orar, liniștiți-vă, nu e nicio greșeală. De-abia acum că v-ați prăsunit, voi am remarcat-o. Că m-am obișnuit cu ea, e ca fundalul nostru sonor ăsta de se aude acum. Știi? Eu eram prins cu niște mastifi. Da, apropo, și fundalul nostru sonor se repetă. Oare cât de greu e să fii veterinar? Veterinar? Doctor, medic, veterinar. E la fel de... Cred că e mai greu uneori decât medicul uman. Că nu te înțelegi cu pacientul. Știi pe ăla cu doctor veterinar care se duce și el la doctor pentru analize? Și se așează pe scaun și îl întreabă doctorul cum se face de obicei. Da. Deci ce vă doare? Așa e simplu. Citesc că o firmă de recrutare a inventat un interviu de angajare cu cel puțin o întrebare originală, în sfârșit, că toate interviurile astea sunt de genul și ce o să faci peste 5 ani și nu știu ce. Cum funcționează? Deci testul, mergi la un interviu, ăsta e testul. Mergi la un interviu de angajare la ora 13, mă scuzați. Răceala aia mi-a lăsat gâtul praf. În jurul orei 22, deci tu te duci, așa se pune problema, dar asta e problema, te duci la unul la interviu de angajare, după care îți vezi de treabă. La 10 seara primești acest mesaj. Salut, Tim, aici e Ben. E un interviu de angajare în străinătate în vest. Lucrez la firma la care ai fost azi la interviu. Azi nu am fost la birou. Am auzit că ai fost acolo și toată lumea a fost foarte impresionată de tine. Îmi pare rău că n-am apucat să te cunosc. Aș vrea să ne vedem cât mai curând. Sper că este posibil. Răspunzi la acest mesaj și dacă da, în cât timp o faci? Decizia ta ar putea afecta o viitoare angajare. Sau nu. Sau nu. Asta este testul. Adică dacă nu răspunzi, considerând că mesajul vine în timpul tău liber, s-ar putea să pici testul. Iar dacă răspunzi, dai un semnal că ești mereu la dispoziția șefilor. Acum e clar că testul ăsta este în vest. Noi nu-l înțelegem. Adică când noi, în general, angajații români, cred, nu știu, nu mai e sunt chiar curios, așa. Nu mai e chiar așa? Adică dacă angajatul primește un mesaj la ora 10 seara de la șef, răspunde. Obligat. Da. Bun, nu știu cum e. Adică eu am tendința, am avut întotdeauna tendința să consider că sunt mereu la serviciu, mai ales că lucram la știri. După ce am plecat de la știri, mi-au trebuit luni de zile să-mi închid telefonul seara. Da, era noi suntem traumatic. Defecți. Noi funcționăm non-stop. Da. Nu te referi la noi, cei din studio, mă rog, mai puțin Luca. Deci aici el n-are mail nici acum. Întrebarea... Fac o paranteză. Ieri îi spuneam că mi-am scos un cont de mail de pe telefon și îl verific pe laptop acasă doar o dată pe zi și s-a uitat la mine și zice, eu maxim o dată pe săptămână. Da, de obicei bilunar ăsta. E cel mai liniștit. Deci ție dacă îți dă șeful mesaj la ora 10 seara, mai răspunzi. Nu-l citește, n-au știut. Eu nu prea am șef. Ce să zic, sincer. Punem cazul. Dar îl citesc, da. Și răspunzi? Nu. Îl citesc de curiozitate. Dar de ce nu răspunzi? Poftim? De ce nu răspunzi? Păi nu, acum depinde și ce vrea. Dacă vrea să vadă ce mai fac sau... Adică tu le evaluezi pe șef. Da. Da. Dar asta este, încă o dată, asta e o chestie pentru vestul Europei. Că acolo, știi, băi, dacă ți-ai terminat programul de lucru, e timpul tău, la revedere, nu m-a mai deranja. În România, cred că e mai degrabă, te sună la ora 10 seara să vii repede la birou pentru că mai e de rezolvat ceva. Și atunci ai de decis dacă te mai duci sau îți dai demisia sau îți pierzi locul de muncă. Am senzația. Mă înșel? Așa ar fi, da. Cam așa sună. Eu am răspuns la un e-mail într-o noapte de sâmbătă. Am făcut-o, recunosc, ca un test, fără să știu de chestia asta. Total, am vrut să văd ce se întâmplă. În mail-ul respectiv era implicată și o persoană din străinătate, de care depindeau niște răspunsuri. Iar luni dimineață, primul mesaj pe care l-am primit a fost că lucrez din greu peste weekend și eram apreciat. Mă, ce tare! Și ți-au mărit salariul? Nu, după aia m-au dat afară. Asta e o practică. Am avut și noi aici pe cineva la un moment dat, nu mai are sens. A da mail-uri către angajați la ore de-astea, 4 dimineața. Oamenii, eu sunt convins, adică sper, mă rog, de fapt, că își pun ceasul și o fac special. Sau programează. Sau programează, că tocmai să ai tu senzația asta. Uite, bă, șeful, bă, ăsta muncește duminică la 4 dimineața, când eu dorm și mi-e bine. Pentru anumite joburi mai e o chestie, poți să, da, atunci când poți să-ți faci programul singur
să ți-l ordonezi cum vrei tu, poți să decizi de multe ori să te trezești petrești la 4 timpul liber la ore normale. Nu, și dacă ai intervale de genul ăsta când te trezești și n-ai ce face, să răspunzi la mail-uri. Un alt test de interviu de angajare. Testul cu ceșcuța de cafea. Un manager de recrutare le arată celor care vin la interviu unde se află bucătăria, le oferă o cafea și apoi îi respinge pe cei care nu-și strâng vasele după aceea. Mă înțelegi? Da. Câte teste ascunse de nu te prinzi? Mamă, da. Da. Întrebarea, de fapt, care se pune este dacă cine mai este dispus să facă lucruri în plus față de fișa de post și dacă mai merită în ziua de azi. În anii 90 era la ordinea zilei, adică fișa de post nici nu exista. În principiu te duceai formal la lucru și munceai cât puteai, nene, până cădeai. Și a fost, era și interesant. Cred că este ușor să muncești în plus față de ceea ce presupune fișa de post dacă îți place foarte mult ceea ce faci. Eu când am intrat în presă, aș fi dormit în tipografie și la ziar, atât de mult îmi plăcea totul. Și am învățat o mulțime de lucruri, dar astăzi nu știu dacă se mai face așa ceva. Dacă îți place ceea ce faci, îți iei tu asupra ta tot felul de bucăți din jobul tău și devii la un dat, te acoperi de tot soiul de... E și epuizant. Și, sigur, mulți dintre cei care fac asta au statui de marmură, dar marmura e galbenă. Merită să faci mai mult decât scrie în fișa de post? Ce ai obținut când ai făcut mai mult decât ți se cerea? Merită să lucrezi peste program chiar și fără bani în plus? Consider că asta este o investiție în viitorul tău sau pur și simplu job-ul job, viața ta e viața ta, te-ai dus la job, cât scrie în program, stai la program, 8 ore, cât e acolo, faci ce trebuie să faci, după care la revedere, patronul este patron doar la serviciu, nu este patron și în timpul tău liber. 0372069599. Se mai muncește în plus față de program și ce obții? Sună-ne, spune-ne, vorbește-ne despre experiența ta personală de acum, din tinerețe și cum ți se răspunde când stai în plus față de program. 0372069599. Acum câțiva ani, un amic manager și investitor în presă a dat pe Facebook sau Twitter la ora 2 noaptea ceva de genul, am trimis primul mail de business al anului, noaptea de Revelion. Nasol. Nasol. Este adevărat, este absolut adevărat. Chiar deci, nasol. Omul era concentrat pe business, frate. Asta adică e. Dacă nu era angajat să dea artificii de Revelion sau să facă chestii de genul ăsta în showbiz și să fie atunci să ardă, eu cred că... Mail de business, propunere de afaceri, da. Întrebare... Ciprian, bună dimineața! Ciprian, salut! Ciprian, salut! Cred că aici să pune... Eu lucrez suplimentar, asta e prima lucru, dar cred că să pune problema și ce fel de șef ai. În sensul că poți să ai un lider sau poți să ai un șef. Da, de exemplu, eu am un șef cu multă personalitate. Azi este lider, mâine este șef, poi mâine este control freak, răspoi mâine este trecând peste. Dar, dacă știi să-ți depui niște limite... Adică, ok, ăla o să te sune la 10 noaptea, cum ai spus, da? O să te sună, da? O să te sună două ori să... Dacă nu răspund și ai o discuție face-to-face, băi, Gicule, fii atent, eu sunt de la 6 la 8. Atunci te gândești, când mă sun la 9, să fii sănătos. Da. Pe de altă parte, dacă îți arăți disponibilitatea asta, iarăși depinde de șef, ai și anumite beneficii. De exemplu, băi, astăzi mă simt caru, mă duc acasă când fac treabă. Du-te acasă, nicio problemă, ești pontat, ai vezi treabă. Mai răspund la telefon de când în când, știi? Dacă ești unul din ăla țâfnos și auzi, mă, eu sunt plătit de la 8 la 5. E, fii sănătos atunci. Cam asta văd eu că e jobul, eu lucrez în privat. Da. Cam asta cred că e stilul. Adică, în primul rând, trebuie să-ți aduci șeful. Am făcut niște greșeli pe subiectul ăsta, adică răspundeam la telefon, am avut un exemplu săptămâna trecută, am fost la Sfântul Munte și chiar în timp ce a sunat telefonul. Păi, știți, nu-i prea bine. Într-adevăr, mi-am asumat-o că trebuia să închid telefonul, clar. Nu, da. Te duci acolo să te... Dar, ideea principală care o văd eu este în funcție de cum ți le duci așa la ei. Asta cu educarea șefului... Ca să fiu cinstit, eu am încercat-o într-o vreme spre uluirea multor colegi și altor șefi din compania respectivă care s-au zis, măi, nebunii, nu-i mai dă lecții. Ai plecat. N-a mers bine. Cele din urmă nu ne-am înțeles. Nu s-a lăsat educat. A trebuit să plece. Dar aici cred că e un echilibru, apropo de ce spunea el, știi? Dacă depinde cât faci în plus, de ce fel de lider, de ce fel de șef ai. Da, așa. Dacă este un șef lider cu viziune, cu imaginație, plin de energie, care își conduce echipa într-o direcție pe în care echipa ajunge să creadă, da, poți să faci foarte multe lucruri în plus, dar în același timp
trebuie să te gândești mereu că faci lucruri în plus ca să investești în tine. Adică încerci să înveți ceva în plus, să dezvolți un proiect de care să te ocupi personal, știi? Uite, avem un exemplu în sensul ăsta de la Victor din Craiova, care ne spune și eu am făcut mai mult decât în fișa de post și am ajuns director. Nu imediat, ci după ani de muncă. Mi-a plăcut ceea ce lucram și am reușit treptat să mă fac remarcat profesional, apoi mi-am asumat responsabilități mai mari pe care alți colegi le-au refuzat pe motivul că nu scrie în fișa postului. Uh-huh. Și uite așa am îmbinat plăcutul cu utilul, nici ca director n-am renunțat la acest obicei, să faci mereu ceva bine și mai mult e esențial pentru evoluție, fără pile și fără politică. Foarte bun. Mi-ar plăcea să fiu coleg cu acest domn. Bună dimineața, Oana. Bună, Oana. Bună. Bună dimineața, băieți. Te rog. Vă sun de la Constanța, da, în calitate de, cum ați zis voi, de patron. Da. Eu am lucrat ani de zile ca profesor de limbi străine, de engleză. Okay. Și acum ce afacere ai, poți să întreb? Da, acum sunt în locul șefului meu, care m-a învățat multe lucruri. Adică am eu fete care țin cursuri de limba engleză pentru mine. Foarte mișto, bravo. Și mulțumesc. Și să știți că pentru mine personal contează mult, apropo de ce ziceați voi, chiar am avut săptămâna asta o discuție, strânsul farfuriei după ce servești masa, să-ți duci cana la locul. Educația, practic. Exact, pentru că e foarte important să vezi cei 7 ani de acasă. Și lucrurile astea eu le adun așa în mintea mea, mm-hmm, și când vine vorba de bonusare sau de creșterea salariului, contează foarte mult. Dar dacă ai un angajat care este, băi, este un super talent, adică e vedetă în domeniul lui. Nu e scăderi de genul, ai că ăsta își lasă papucii la intrare plin de noroi și, dar în schimb, frate, vinde cursuri de rupe? E mai artist așa. Este mai artist, chiar am o vedetă și vreau să spun că nu, nu contează la fel de mult. Okay. Pentru că vedetismele la un moment dat dispar și oamenii, mai ales copiii, deja te simt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Oana. Radu, bună dimineața. Salut, Radu. Bună dimineața. Radu din Arad vă sună. Lucrez în industria automotive, o parte de development. Da. Și da, lucrez overtime, lucrez din pasiune. Aha. Iar ca și apreciere este pur din partea team leader-ului meu. Da. Adică nu prime sau... Dar te-a remarcat că ești bun și că îți place și că vrei să investești, faci mai mult, nu? Da, da, corect, corect. Okay. Și care e speranța ta? Adică în, pe termen lung, ce crezi că vei obține din asta? Evident, o avansare mult mai superioară față de acum, da, dar pe partea noastră de automotive sau pe partea de engineering, de obicei, orele suplimentare sunt din cauza faptului că cineva nu-și face treaba. Aha. Atunci trebuie să reacționezi în ultimul timp sau să-ți prelungești munca. Interesant. Ce spui? Da, da, da. Într-adevăr, din pasiune faci, sau din pasiune fac și eu, pentru că îmi place ceea ce fac, dar e cu tăiești dublu, da. Ajungi, avansezi în grad, să zic așa, dar, pe de-o parte, rămâi în permanență conectat la servici și riști să ajungi să faci un burnout. Mulțumesc foarte frumos! Mi-aduc aminte că am făcut playlist din concediu, practic, în fiecare vară, foarte mulți ani. Uh-huh. Că asta place. Trebuie, da, și plăcea, dar, trebuie, dar n-am fost. Adică consider că n-am făcut bine, pentru că erau practic 2-3 săptămâni pe care trebuia să le folosesc să mă liniștesc un pic. Da, normal. Îmi dau seama că oamenii care lucrează în știri, ei, asta e principala cerință, să fie în permanență conectați la actualitate și la tot ce se întâmplă în jur. Asta este munca lor. Da, dar poți să o faci profesional sau poți să o faci mai light în vacanță, știi, așa, un pic. Păi, da și nu. Știi că mi s-a întâmplat să fiu în vacanță, când eram, mă ocupam de știri, și să fie evenimente mari în țară și să tremure carnea tot pe tine. Da, dar de ce nu stai acolo? Da, să zic și eu, dar uite, hai să facem, dar să organizăm. Dar nu așa faceți greșit, nu așa faceți altfel. Mihai, bună dimineața. Salut, Mihai. Neața. Bună dimineața. Bună. Eu m-am dus la o firmă, după, da, 25 de ani la altă firmă, m-am dus la aprovizionare, cu acte, cu aia, cu aia, cu aia. Între timp am descoperit că pot să fac și anumite lucruri din firma respectivă. Acum nu mai pot da înapoi. În ce sens? Fac... Adică a descoperit că poate face suplimentar niște lucruri, nu? La asta te referi. Și de ce nu mai poți da? Da, mă pricep la anumite lucruri
Da? Și m-am trezit că nu mai pot să dau înapoi, că îi respect pe oamenii respectivi. Da. Acum nu știu, e o greșeală să nu mai fac și niște produse din respectiva, în respectiva firmă. După ce mă întorc de la livrări, la nu știu ce, la cu acte. Deci e bine și nu e bine. Eu cred că întotdeauna când faci ceva în plus, trebuie să înveți ceva din asta. Da, da, uite, adică fie să, cum să spun, fie să înveți profesional ceva pentru tine, să crești profesional, că mai devreme sau mai târziu, asta e o investiție, mai devreme sau mai târziu vei colecta dividende, fie să înțelegi că n-are rost să faci asta. Prima dată când mi s-a întâmplat să mi se ceară să fac ceva în plus și am zis ok, s-a întâmplat pe vremea comunismului. Când șeful de echipă a cerut ca eu cu un amic, un coleg de fabrică, să rămânem și să terminăm repede de tot de asambla niște echipamente care trebuiau să plece la export a doua zi. Și am rămas toată noaptea, am muncit acolo ca bezmetici. După o zi de muncă, am muncit toată noaptea și am rămas la muncă să ne facem programul și de a doua zi. Și am fost foarte mândri de noi. Și echipamentele alea au rămas pe culoar două luni după aceea. N-am uitat niciodată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.